Mulțumim, Amalia. Puberu, puberu. De cât timp nu știm noi pubere? Prea mult timp. De prea mult timp asta e și mie. Vlăduț, bună dimineața. Bună dimineața. O rețetă spectaculoasă astăzi și cu un pic de cărniță. Și cu un pic de cărniță, sigur, e foarte bine măcar o dată pe săptămână să mâncăm și cărniță. Nu este așa, astăzi am o rețetă mai specială, o rețetă specifică toamnei. Pentru asta am nevoie în primul rând de mușchiuleț de porc, pe care după ce îl condimentez, vreau să povestesc așa în etape, ca să fie foarte clar. Îl condimentez, am pus în acest mojar mai multe tipuri de piper, un pic de cimbru, sare și un pic de chimen. Din toate acestea am să obțin o pulbere cu care am să condimentez carnea. Apoi așa. O tai în medalioane, adică în grosime de circa 1,5 cm și înfășor fiecare medalion, lateral evident, în feliuțe subțiri de tot din bacon crud și ușor afumat. Le prepar pe grătar 2-3 minute, după care le dau la cuptor, astfel încât să fie foarte bine pătrunse. La cuptor nu trebuie să stea mai mult de 15-20 de minute. Le pui pe grătar ca să-și închidă porii. Să-și închidă porii, da, și exact. Și un pic să se odihnească. Plus este vorba și de gust care influențează și asta este ceea ce doresc de la preparatul meu. Separat însă, în timp ce carnea stă la cuptor, am să mă ocup de ardeiul, capia și de vinete, pe care, după ce le coc, le toc foarte, foarte mărunt, adaug în această compoziție, adaug ardei iute, crud, evident, dar și o maioneză de muștar. O maioneză pe care o prepar cu un ulei clasic de preferință, nu cu ulei de măsline, pentru că puteți întâmpina un efect ușor neplăcut, adică să fie ușor de tot amărui. În maioneza de muștar, înainte să o adaug în această combinație de vinete și ardei, am să adaug o lingură sau două dintr-o dulceață, de preferință o dulceață deschisă la culoare, din caise, este ușor acrișoare, sau, dacă preferați, miere, s-ar potrivi foarte, foarte bine. Totul servit cu o garnitură de cartofi în coajă, pentru că preparatul meu este rustic, se numește Armonie de Toamnă. Bravo, Vlăduț, apucă-te de treabă, de-abia aștept să gust combinația asta spectaculoasă. Mai avem două, trei trucuri de comunicat. Rămâneți cu noi să aflați despre ce este vorba. Dani,